Luni 27 iulie a fost ultima zi până când absolvenții de liceu puteau să fie înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava ca persoane în căutarea unui loc de muncă. Astfel s-a format un bilanț pentru a vedea modul în care se gestionează serviciile oferite absolvenților. Statistica arată că la această dată avem un număr de 1171 de absolvenți care s-au înregistrat, un număr mult mai mic decât cel de la aceeași dată de anul trecut. Anul trecut, la 30 iulie, aveam 1630 de absolvenți, ceea ce duce la concluzia că o parte din, în special, absolvenții de liceu s-au orientat fie să urmeze o altă formă de învățământ și au devenit studenți, fie și-au găsit un loc de muncă, ceea ce nu face decât să ne bucure. Această cifră de 1171 pe care o avem până în prezent va crește, pentru că este posibil ca și în continuare să vină absolvenți de studii superioare care își finalizează examenul de licență în sesiunea din iulie-august. Șomerii care nu reușesc să își găsească un loc de muncă în meseriile pe care le-au învățat pot alege în acest an dintr-un număr de 21 de cursuri de calificare ori recalificare. Agenția Județeană Suceava se axează în mare parte pe cursuri care au fost organizate și în anii precedenți, însă sunt și câteva noutăți. Cursurile se vor derula pe o perioadă cuprinsă între 6 săptămâni, cum ar fi cel de inspector resurse umane, și 5 luni. În cazul meseriilor, mecanic auto, instalator, confecționer, articole piele și înlocuitori, coafor ori bucătar. La final, după un examen, absolvenții pot primi diplome recunoscute în toată Uniunea Europeană. Cursurile se adresează în primul rând șomerilor, care le pot urma gratuit, însă, la cerere, contracost pot fi făcute și de persoanele angajate. Pentru toți cei care sunt interesați de serviciile pe care ne le oferim, stăm la dispoziție, în primul rând, cu o serie de cursuri de formare profesională. Bineînțeles că recomandarea noastră este, în primul rând, să-și caute un loc de muncă. Oferta de locuri de muncă este actualizată săptămânal și o pot găsi pe site-ul instituției noastre, dar în condițiile în care nu găsesc un loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale, le stăm la dispoziție cu o serie de cursuri profesionale, în urma cărora obțin un certificat de calificare pe care eventual îl pot valorifica ca și oportunitate și o șansă de a-și crește posibilitatea de a găsi un loc de muncă. Oferta de cursuri este disponibilă a fi consultată pe site-ul instituției. Urmează să ne autorizăm până în luna septembrie și pentru un curs de competențe antreprenoriale, pentru că noi ne dorim ca absolvenții să aibă în vedere nu numai posibilitatea de a fi angajați, ci să devină la rândul lor angajatori și să creeze locuri de muncă. Deocamdată cifrele arată că cel mai mare număr de absolvenți sunt cei cu studii liceale, peste 1000, și cel mai mare număr de absolvenți înregistrați, peste 400, sunt la nivelul municipiului Suceava și a comunelor limitrofe. Persoanele interesate de cursuri sunt așteptate la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea formării grupelor pentru fiecare curs în parte.